Studiile alte m-au arătat că ajută la nivel celular lupta împotriva cancerului. Coenzima Q10 se mai numește și ubiquinonă. Asta înseamnă că se află peste tot în toate celulele organismului. Și este o substanță fără de care nu putem trăi, pentru că ea are un rol esențial în respirația celulară. Respirația celulară înseamnă transferul de electroni de la o structură la alta. Deci ea intră în ranțul ăsta metabolic extrem de important, care practic menține viața celulară. S-a constatat, începând de prin anii 60, că atunci când este administrată prin alimentație sau într-o formă sintetică, într-o cantitate mai mare decât ne-o luăm în mod obișnuit, în anumite situații particulare, cum ar fi în cazul bolnavilor de cancer, această substanță are capacitatea de a îmbunătăți starea pacientului. Practic, asociată cu citostaticele, despre care se știe că au nenumărate efecte secundare, îmbunătățesc starea pacientului și îi dau o șansă mai bună de a supraviețui pe termen lung. Deci poate fi un adjuvant. Este un adjuvant, evident. Deci nu se poate spune că are acțiune vindecătoare sau acțiune miraculoasă, ci pur și simplu ea se folosește sub formă de supliment alimentar. Deci nu este un medicament care vine în completarea unei terapii. Folosită la un om sănătos, nu se poate spune că ar avea efecte vizibile de îmbunătățirea stării de sănătate, însă la pacienții cardiovasculari și la pacienții cu cancer s-au constatat în urma unor observații clinice faptul că efectul ei este benefic. În general, lăsând deoparte pacienții cu cancer, coenzima Q10 are același rol? Da, da, deci, așa cum spuneam, coenzima Q10 este un component în fiecare celulă a organismului uman și nu numai, fără de care viața celulară nu poate exista, deci ea este omniprezentă. Însă, de la o vârstă, după 30-35 de ani, cantitatea de coenzima Q10 din organism începe să se reducă și din acest motiv și capacitatea de apărare a organismului începe să degradeze în coroborare cu restul factorilor care conduc la declinul practic al organismului odată ce am trecut de vârsta de 35 de ani și lipsa sau scăderea cantității de coenzimă Q10 poate avea un rol în acest sens. Folosirea coenzimei Q10 ca adjuvant în tratarea cancerului îl putem pune pe seama faptului că ea luptă împotriva radicalilor liberi, este antioxidant. Exact, acesta este practic mecanismul ei în celula umană, în celule practic, este un antioxidant și practic, deci ea practic ia electronii dintr-o parte și transferă în altă parte, reducând cantitatea de radicali liberi. Radicalii liberi fiind, de fapt, niște molecule cărora le lipsește un electron și, în felul acesta, devin agresive cu restul structurilor. Și atunci, prin efectul acesta al coenzimei Q10 de redare a electronului lipsă, practic, ea își face datoria de a scădea nivelul radicalilor liberi și de a reduce stresul oxidativ din, la nivel celular. În felul acesta ajută și când vorbim de cancer în organism, vorbim niște celule canceroase, să le zic, celule maligne care se împărăște în tot organismul. Practic, ce face un mecanism destul de complex, n-aș putea să-l explic pe de-a întregul, dar în principiu, citostaticele distrug celulele tumorale, în timp ce un aport suplimentar de coenzima Q10 ar susține celulele sănătoase ca să nu fie atacate, să nu fie afectate de aceste citostatice. Bun. Prin alimentație putem... Da. Deci coenzima Q10 se găsește nu numai în celulele umane, ci și în celulele altor organisme și de aceea și le putem să o aducem prin alimentație. Carnea este o sursă bună
indiferent de animal, carnea de pește, și din lumea vegetală, proteine, vreau să zic, surse bune de proteine, cum ar fi fasolea, mazărea, au și o cantitate mai mare de coenzimă Q10. Cam astea ar fi principalele surse? Cam astea ar fi, da, principalele surse. Sau, în momentul de față, există o mulțime de produse terapeutice, de suplimente alimentare, pe care le putem să le administrăm. În caz de exces, se întâmplă? În principiu, n-ar trebui folosită, nu există, cel puțin din ce am citit eu, studii care să arate că această coenzimă Q10 administrată unui om sănătos îi aduce un beneficiu real. Doar în stări patologice, atunci rolul ei este dovedit. Coenzima Q10 ar putea asemenea și, și pielea, nu? Da, pentru că efectul acesta antioxidant are legătură cu îmbătrânirea celulară și s-au creat produse dermocosmetice care au în compoziție cu enzima Q10 și care în felul acesta se presupune că ar încetini fenomenul de îmbătrânire la nivelul tegumentului și ne-ar face pielea mai fermă. Thank you.